CSM Politehnica Iași a câștigat sâmbătă etapa a doua a campionatului național de rugby feminin în șapte pentru senioare, desfășurată la București. Ruigbistele pregătite de către antrenorii Neculai Tarcan și Gabriela Curcan-Lepciuc, campioane antitră, au câștigat toate cele trei partide susținute, 36 la 0 contra CSU Cluj, 26 la 0 cu Agronomia București și 31 la 0 cu Știința București. Formația alb albastră a acumulat numai victorii în primele două etape, iar în capitală s-a bazat pe următorul lot de jucătoare. Ana Călin, capitan Elena Juncanariu, Ana Bocan, Oxana Bunici, Andreea Berbeci, Ana Maria Sandu, Nicoleta Meșina, Nicoleta Ciobanu, Diana Mândrilaș, Ana Hârțan, Dumitrița Babătă și Carina Dascălu. Formația de junioare și ea campioana antitră a intrat în reconstrucție și a încheiat etapa pe poziția 6, înregistrând următoarele rezultate. 12 la 10 contra Moldovei under 18, partidă care nu se punctează în clasament, 0 la 24 contra celor de la CSS, liceul teoretic I. Popescu din Bărlad, 0 la 38 cu RC Cristian și 12 la 17 cu Lei Câmpia turzii. Lotul junioarelor a fost alcătuit din următoarele jucătoare. Marinela Borș, Capitan Lilia Plămădeală, Emilia Dorofeva, Mălina Huțu, Daria Moisei, Mihaela Ursei, Manuela Babătă, Bianca Melinte, Nicoleta Zala, Mădălina Agape, Iulia Dobta și Elena Ciubotariu. Etapa a treia este programată pentru data de 11 mai la Iași pe stadionul Tepro din Tătăraș.